Ok, și am început din nou alt episod. Pentru că primul a fost prea mare și nu vreau să-l lungesc prea mult, așa că mai fac și alte episoade. Dar pe ăla l-am făcut acum cam de vreme. Văd că l-am făcut instant, după ce am oprit ăla, l-am făcut acum, uitați. E 5:48. De unde 15 minute mai târziu? Direct, nici un minut n-a durat până l-am făcut iar pe ăsta. Ok, hai să continuăm iar cu magazinul. Mai trebuie să mai cumpărăm niște lactate. Data trecută am cumpărat niște de astea, că sunt nu știu ce ăsta, burete, brânză. Și chiar cred de brânză, dar dacă e alb-negru, se pare că nu e acum valabil. Uite, astea sunt alb-negru. Și înseamnă că nu sunt valabile. Decorațiune, am văzut că trebuie să ne cumpărăm și noi o decorațiune, dar nu avem bani. Boostere, bani de boostere, hai că de-abia ne strângem bani de boostere și ne strângem de decorațiune. Aoleu, ce e, ești mai mică, ce e ăla, ce cu mașina aia? O vede marfa? Ce e acolo, ce cu cutiile alea? A, furnizorul, a. Extindere sortiment, hai, dă-i. Ce n-avem? Cuburi de gheață, de gheț n-avem. Mai avem, și de unde fac eu, mai fac, a, cred că la sarci, nu mai fac eu, la questuri. Mai fac eu rost de alea. Monezi, lider, nu monezi, lider, de-astea, monezi normale, de-astea, aurii, cu un dolar. Chiam de dolar. Uite. Izgonirea mopșilor. Ce? Izgonirea mopșilor, uite, nu știu ce e asta. Vai, o haită de mopși, nu ce e aia mopși, câini. Au venit geavrele după noi să ne fure magazinul. Ne fură magazinul, ne violează magazinul. O haită de mopși, hai să trecem peste asta, poți pe șoti. Sunt în drum spre magazinul tău. Îi poți alunga dând click pe ei de mai multe ori, dar grăbește-te, nu ai mult timp la dispoziție. Aoleu! Baoleu, și vii geavrele după noi! De când? Hai să, oleo. Vin javrele, ne mănâncă magazinul, bă, lăsați magazinul pace, bă. Bă, îl mai violați. Nu-i frumos, cine v-a învățat? Băi, cum ne-ai belopres pe ăla? Ce? Mă, nu știu cum am izgonit, dar am izgonit cumva. Și ne-a cheltuit și mari. Mă, oleu, ce... Ar trebui să încăzăm pe cineva, frate, să curece tot ce... Mizerabil pe ei, nu mai vreau să mai curăț eu. Adică eu doar să cumpăr de alea magazine mai multe standuri de-astea, cum ar fi lactate de-astea. Nu să facă curat după oameni sau câini. Deci mop și înseamnă câini, javre. A venit iar furnizorul. Am nevoie de un cup de cristal, nu gheață, cristal. Le încurc. Nu a zis că e tata. Dacă îl mai chemam și... Dacă îl mai chemam și Matei, direct clientul favorit era. Așa-l cheamă pe taică-miu, dacă vrei să știi. Vrei să angajezi un coleg nou? Aoleu, cât? A, dar nu, sunt și mai multe tipuri de colegi. Aș vrea și un bărbat de ăsta mai curajos, așa, în sine. A, ăsta îmi place, cam îmi place de ăsta. $1000? Hai, bănuții lideri dă-i încolo, dar dolari, hai să vedem. Au, nu prea ne permitem acum. Hai și ce? Unde, hai? Nu știu. Hai la casă de marcat.
Văd că nimeni nu cumpără chipciuri. Hai să mai extinde și noi de astea, coșurile. Le-am făcut mai luxoase, mai splendide. Tot fac și curat, să iau și bani de la casa de marcat, să mai pun și magazine, să mai upgradez chestii. Multe. Asta e viața, să fii director la Lidl. La un magazin Lidl sau la un alt fel de magazin, supermarket sau ceva de genul. Hai să pun și eu frumușel așa, pun astea, le întorc așa, le pun așa. Ah, dar trebuie să lași ceva spațiu între ele. Merge așa. Uite așa, frumușel. Ăla nu mi se pare modernizat. Standul ăla de mere. Mam, ce? Și ce? Se înțapă de suc de portocalie. Cred că avem. Ah, de acolo e? Ok. Noi suc de portocale. Aolo, avem pe aici să cumpărăm la rafturi. Suc. Băuturi. Avem suc de portocale doar când avem valabilitate la băuturi. Mă lăsați mai mult ouă clocite pe cei, nu vreau. Aolo, bine că nu avem sumă. Mamă, era că pe cei să-l angajez pe unul. Tot fac și curat, că altfel văd ceilalți și clienți că nu-i curat pe ei și ne dă dislike. Ce să facem altceva? Hai să ne uităm iar după video. 7 minute e acceptabil. Să trecem la următorul magazin, cream că la furnizor. 5.000. Cam avem de făcut. Ba da, am cupul astea de gheață, dacă vreau pot să vând, am două cupuri astea, să vând un cup de gheață pe un cup de cristal sau două cupuri de gheață pe unul cu de cristal sau ce-o fi ăla. Și îmi fac alt furnizor sau alte produse, nu alt furnizor. A, furnizorul ne aduce produse, cum ar fi. Dar nu știu, dar nu știu care e faza. Furnizorul ne aduce produse. Nu știu dacă ne aduce produse, dar eu cumpăr produse și îmi vin instant. Nu știu ce face furnizorul. Nu știu care e jobul unui furnizor în acest joc sau în viața reală. Mai lăsați mult ou clocite pe aici? Nu ou clocite, what the fuck, ou sparte. La cât am vorbit în episodul ăsta, cred că m-am bătut de cap. Hai să las astea acum mai sparte. O lie cu trâcă. Așa. Asta leacă mai în față, dar nici prea în față. Standul ăsta mai în față o leacă. Nu știu, casa pune și tu undeva pe aici. Mutăm ăsta mai încoace. Bă, cam nu-mi dislike. Pune like-uri fără dislike-uri.
Bă, dar voi vreți fix produsele care nu le am, adică brânză și cu... Deci asta era brânză, brânză și cu suc. De portocale, fixale le vreți. Dar pâine, flori, mere, pere, miere de albine, nu vreți. Adică vor câteva. Mam, ce la casa de marcat. Să vedem când ne vom extinde magazinul, ce va fi la casa de marcat. Direct războiul întâi mondial. Primul război mondial, scuzați-mă. Gramatică proastă. Bă, poate așa, poate aș angaja încă unul. Azi mai sunt ceva bani și mai ne gândim. Pune și noi magazinul ăsta mai acolo. Bă, dar eu curăț ouăle astea și după voi băgați altele. Văd că apar și din senin. Vânătoarea de comori. Vânătoare de comori. Mai vreau să prind niște javre, cum a fost misiunea aia. Am început vânătoare de comori. Caută sub rafturile tale, dând click lung pe ele pentru a le ridica. Cu puțin noroc vei descoperi comori grozavi, oase din dinozauri. Ce vom descoperi? Wow! Mama! Bănuț! Bănuțul! Să nu le găsească clienții. Ce aici? Nimic. Aici. Bănuci! Bă! Vreau bănucii. E bun. A, gata, s-a terminat misiunea. Aia că aia a fost ușoară, nu ca jabrele alea. Hai să le completăm pe toate, pe care le vedem noi, care necesită bani, să le mai completăm puțin. Băgăm. Nu. Băgăm. Hei! Hei, ce? $1 pe o floare, bă, dar nimeni nu cumpără flori. Degeaba am deschis standul, mai multă nu vrea ce v-am mai spus. Brânză și cu suc de portocalie. Ați dat un bol la brânzeturilor și portocalelor, sucurilor de portocale. Puteți veni și la alt magazin și de ce ne dați dislike? Nu! Hai mă, pe bune! Mai multe! Ajutor! Apropo, Lidl, sponsor me! Cine sponsorizează Lidl, un canal de 5 abonați, nu știu. Cine a sponsorizat un canal de 5 abonați. Clientul este rege, obține satisfacția clienților de peste 80%, dar acum cred că e minus 20%, 30% acolo. Ai, tu ești un fel de traficant sau cum? Anumite trofee deblochează chiar și decorațiuni speciale. Și ce mă interesează pe mine? A, decorațiuni! Păi de ce n-ai fost mai dinainte, boss? O inimă pentru voi, așa. Mai fă 42 de persoane în vârstă fericită, dar câtea cum mă prea puține. Cred că oamenii deja urc pe magazinul nostru. O să luăm neapă. Ia mă că am luat bănuțul ăla, mă. Dar n-am luat bănuțul ăla, frate. Nu am bănuțul lider. Și cum mai facem rost de bănuț? Ne facem și noi o modernizare. Ai îndeplinit sarcina zilei. Nu mai avem bani. Suntem săraci acum. Ați s-a mai fericit cât de cât oamenii de aici.
Bă, da, chipsuri. Nu știi ce sunt alea chipsuri? Pentru că nu știi, pentru că nu prea vin copii pe aici. Mai mult copii, mai mult copii sunt cu chipsurile. Mami, pofta acum mare de chipsuri. Nu știu de ce am mai verificat alea cu miere de albine dacă le-am schimbat deja. Ok. Fiți atenți, mai avem și nevoie de 250 de bănuți care am avut de-aia încheltuit. Și un cub de ăsta de picăne. Bă, mă spăimântă cu bola. Poți fac asta mai mare? Nu pot. Ori n-am bani, ori nu este posibil. Acum. Dar vreau să văd cât costă să fac asta, nu neapărat să... Mă, vrei să ce simți parcarea? Te costă 1000. 1000 de dăștea sau 1000 de dăștea? 1000 de bănuți Lidl? Sau 1000 de bănuți normali? Eu mă ieși panaram că eu dau click pe raptor, nu dau click pe mizerii. Pe curise. Cred că unul deja va plictisi, cred că nimeni nu mai vizionează acum episodul. Ma, cred că facem 3 episoade la rând. Nu, dar îmi place și mie ăsta. Lidl. Dar m-am început să mă plictisesc puțin. Hai că și la, acum promit, la și 20 de minute opresc episodul. Și mai voi face un episod mai târziu. Acum că începe luni până vineri, nu o să mai fiu chiar așa. Luni până joi, luni până vineri începe weekendul. De luni până joi nu o să mai fiu așa de activ pe acest canal, că mai avem și cu școala și de... O să-mi văd și eu că sunt un copil, nu sunt un dependent care stă mereu la calculator. Deși sunt, dar nici chiar așa. Eu mai vreau să mai și eliberez din timpul de jucare, pe telefon, ca să mai și învăț. Nu știu ce am spus acum, dar... E, las. Știu că n-are logică, dar las. Ai primit un bănuț? Și unde-i bănuțul? Unde-i? Uite-mă că aici. Te rog frumos, pică, te rog frumos, împici un de-asta, cup de-asta. Please, Lidl, please. Oh yeah, boy. Mersi, Lidl. Nu știu, vorbesc cu jocul, nu cu Lidl, stai niște. Am și ceva bănuci, poate fac și eu. La lactate pe aici. L-am făcut de 2 stele. Dar de eu... Adică de 3 stele acceptabil, 4 stele e foarte bine. Foarte bine. 5 stele excelent. Adică ce-i mă? Adică și o stea înseamnă nu mi-a plăcut deloc și 2 stele nu mi-a plăcut. Adică nu vă place rafturile astea de 2 stele. Uite că acum am devenit și mai așa mai apreciat. De către oaspeci. Cumpărători. Ăștia nu sunt oaspeți, sunt cumpărători, dar nu știu cum. Benjamin. Ce cauți, Benjamin? Lapte? Uite-te acolo. Dispoziție. Nu-ți prea place să te miști? Nici mie. A, glumim. Mie place mișcarea. Bă, a scăzut ritul la magazin atât de repede. Mă
Ok, facem ușor, ușor mai modernizăm și noi băuturile și cu astea. Dar ce înseamnă asta? Se va face... Ai, de capul meu, nu trebuie să-mi consum toți banii, că... Bina balerina. Ok, pentru că asta. Nu o să mai rămân cu bani, ca să mai cumpăr lapte de-astea. Și parcă vezi, la un raft nu mai are aproape nimic. Eh, ce v-am spus? De ce ai cobit? Hai, da, facem banii. În câtva timp, hai că s-a făcut 20 de minute. Hai, pa, pa, bye, 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 bye. Ne vedem la un alt episod. Poate cu Granny sau altceva, nu știu, vedem. Hai, pa, bye, bye.